Declarații uluitoare făcute de Marcel Romanescu. Primarul din Târgu Jiu și-a dat drumul la gură fără a ține cont de prejudiciul de imagine pe care îl va crea angajatelor din cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Constantin Brâncuș. Marcel Romanescu le-a catalogat pe acestea ca fiind amante ale unor foști angajați din primărie. Uitați-vă la direcția de evenimente, pentru că în momentul de față sunt tot felul de fice, unele dintre ele amanții unora dintre cei care lucrau în primărie. Nu am văzut un criteriu foarte corect de angajare până în acest moment. Viceprimarul municipiului Târgu Jiu, cel ce răspunde de activitatea centrului, susține că atitudinea primarului este una de nedescris. Îmi cer să-și ceară scuze public față de doamnele care lucrează la direcția de evenimente, care sunt femei căsătorite, ce au copii acasă pentru apelativele astea. Da, încă nu e târziu să iasă din mizeria, din mocirla asta în care a intrat. Și doi, le voi susține să-și câștige, să lupte pentru demnitatea lor, să meargă în instanță. Le voi susține și le voi încuraja. Nu se poate așa. Să orice legal posibil să facă, să se ducă și la ITM, să se ducă și la Consiliul de Discriminare, să-și caute avocat, pentru că nu se poate ca un primar de municipiu, care e considerat o capitală culturală a României, să aibă astfel de interviuri. În cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Constantin Brâncuș Târgu Jiu activează 9 angajați, dintre care 6 femei, care se ocupă de toate evenimentele culturale și artistice ce au loc pe raza municipiului Târgu Jiu. 2 dintre angajatele centrului se află în concediu de maternitate, astfel încât unitatea funcționează în prezent cu doar 7 oameni.